Salutare tuturor și bine v-am găsit, sunt Goku Dor și astăzi suntem din nou în Dokkan Battle Global. Asta pentru că avem aici un eveniment special de Crăciun cu Ultra Instinct Goku. Avem un banner special, avem ceva misiuni speciale de unde putem lua tichete speciale pentru summon-urile de Crăciun, ok? Și vreau să vorbim despre chestia asta astăzi și în cazul în care ați luat cartea asta o să vorbim despre un team building, ok? Deci o să vorbim puțin să vedem ce echipă putem forma dacă avem cartea asta Ultra Instinct Goku, și asta pentru că Goku ăsta este lider pentru categoria Realm of Cards, deci pentru cărțile pentru caracterele zei, ok? Caracterele zei, iar în categoria asta avem o grămadă de caractere precum Whis, Beerus, precum Ultra Instinct Goku, Blue Vegeta, Blue Goku, ce mai e pe acolo, Rose, Black, da, și așa mai departe. Așa că sunt o grămadă de posibilități de a forma o echipă foarte bună, iar în cazul în care vă întrebați cam ce să puneți pe acolo până echipă, da, e bine, asta o să discutăm astăzi și o să vedem cam care sunt cele mai bune formații, dacă să zic așa, care e cea mai bună echipă pe care o puteți alege din toate cărțile astea, bineînțeles în cazul în care aveți cărțile astea. Așa că asta o să facem astăzi. Bannerul ăsta despre care vă vorbesc, bannerul care vedeți în momentul ăsta în imagine, din câte m-am informat, nu este tocmai cel mai bun banner. Am făcut doar seamănă cu 5 și 15 stones, dar m-am oprit acolo pentru că vreau să vorbim mai înainte despre chestia asta, apoi o să fac summon-le într-un alt video. Nu este tocmai cel mai bun banner din câte am văzut, șansele sunt foarte proaste. Bannerul ăsta se obțin doar cărți rare și super rare, deci mai mult rare decât super rare, da, decât seri, mai mulți seri. Dar avantajul e că obținem tichete de pe bannerul ăsta, iar bannerul cu tichete se pare că este mai bun. Și de ce? Pentru că la fiecare 5 sângele summone avem un SSR garantat, sau la fiecare multi-summon care costă 5 tichete, un SSR garantat, deci este aceeași chestie. Asta înseamnă că aici avem șanse mai bune pentru că SSR-ul ăla garantat. Acum depinde ce SSR pică acolo la SSR-ul ăla garantat, pentru că este pur și simplu la întâmplare, nu este un SSR garantat de pe banner. Dar se merită totuși, se merită, pentru că e un SSR garantat, ok? Acum, tichetele cum le puteți obține? E bine, le puteți obține făcând summon-e pe bannerul ăsta. La primul summon cu 5 luați ceva candy din alea și un ticket, dacă nu mă înșel. La următorul cu 15 încă un ticket și un Santa din ăsta roșii, dacă se poate folosi pe post de Elder Kai, da, pentru a crește super atacul caracterilor. Apoi la summonul ăsta cu 30, nu știu exact ce dă pentru că l-am făcut, dar o să vedem după aceea. Dar chestia e că o să obțineți tichete, iar apoi după ce ați făcut summon-urile ăștia 5, 15, 30 de 3 ori, vin în sfârșit multi-summon-urile adevărate, cele cu 50 de diamante, care oferă un număr de tichete întâmplător. Poate să ofere 4, poate să fie 3, doar 1 sau 5, eu știu câte, da? Deci le oferă la întâmplare. E bine, cu tichetele astea puteți face summon-e pe acel banner care oferă SSR garantat la fiecare, la fiecare al 5-lea single sau la fiecare multi cu 5 tichete din ăștia. Dar chestia mișto este că în chestiile astea, deci în evenimentele astea de Crăciun, avem misiuni care ne oferă tichete din astea, ok? Iar de aici, de la misiuni, puteți obține 10 tichete din astea pentru bannerul ăsta de Crăciun, dar puteți obține, puteți obține 10 tichete din astea, iar ceea ce aveți de făcut
este să faceți oricare din evenimentele de Dokkan, dar nu din toate, și doar cele Realm of Gods, dacă vedem aici. Deci oricare dintre evenimentele Eternal God, Isotal of Olds, Blazing Blue Fusion, Beyond God, The Ultimate Secret, deci bannerul gen Blue Vegeta, Blue Goku, Majet Zamasu, Rose, care mai este, Beerus, da? Deci oricare din evenimentele alea cu zei, dacă faceți evenimentele astea de 10 ori, unul din ele, sau puteți să le combinați sau așa mai departe, puteți lua 10 etichete din ăștia. Asta înseamnă 2 SSR garantați de pe banul acela cu tichete. Iar eu am făcut următoarea ultima misiune, care mi-a oferit 4 tichete, după cum puteți vedea acolo, da? Și hai să luăm tichetele astea, pentru că o să ne folosească mai încolo. Deci cam asta ar fi chestia asta cu... opala. Băi, nu le am. Mi le-a băgat direct acolo, nu le bagă la cadouri. Ok. Deci, chestia este următoarea. De la misiunile astea speciale puteți lua ăștia 10 etichete, aveți 2 ser garantat. Apoi de la summon-urile mai luați ceva etichete. Iar etichetele astea vor fi cam singura șansă care puteți lua ser, din câte am văzut pe banner-ul ăsta, că dă numai prostii. Dar chestia mai importantă, dacă vreau să vă zic, este nu băgați Elder Kai în Ultra Instinct Goku. Deci dacă ați luat cartea asta, aveți puțină răbdare, nu băgați Elder Kai în el, dacă aveți, pentru că mai bine e folosit pentru alte caractere, și asta pentru că în viitor apropiat se poate farma super atacul caracterului ăsta. Dacă jucați japonez, da, deocamdată japonez, știți chestia asta. Dacă nu jucați, n-aveți de unde să știți probabil, dar chestia e că o să vină în curând un eveniment de unde se poate farma super atacul lui, super atacul lui Angel Golden Freezer, și probabil că va veni și Angel Golden Freezer, și super atacul lui Ultimate Gohan. Deci o să puteți farma de la evenimentul ăla. Asta o să vină în viitor apropiat, deci nu băgați Elder Kai în el, aveți răbdare. Iar dacă vreți să vedeți exact cum se poate farma super atacul ăsta și evenimentul despre care vorbesc, vă puteți uita la video acela din partea dreaptă sus, care l-am pus acolo frumos pe video, da? Vă puteți uita acolo ceea ce am făcut eu pe japonez, da? Pentru că a fost evenimentul acolo mai înainte. Deci asta ar fi chestia despre Ultra Instinct Goku ăsta. Acum haideți să vedem, dacă ați luat cartea asta, cam ce echipă puteți forma din categoria asta Realm of Gods. Ok, deci cam asta ar fi echipa pe care aș forma-o eu, da, în categoria asta. Echipa cea mai bună pe care aș forma-o eu, deci o echipă echilibrată, o echipă cât de cât cu killing-uri puternică, da, și așa mai departe. Deci cam ăștia ar fi caracterele: Ultra Instinct Goku, Black Goku, Vegito Blue, Rose, Vegito Blue, deci varianta Int, da, Zamasu, apoi de la prieteni iară un Ultra Instinct Goku. Asta ar fi echipa cea mai bună posibilă, dar cum să zic așa, fără eleri, da, fără eleri, ca să zic așa, pentru că îl puteți folosi și pe eler Black, dar nu vreau să folosesc eleri aici, pentru că vreau să fie o echipă pe care s-o poată forma cât mai mulți dintre voi, ok? Pentru că elerii nu prea reușim așa să-i luăm toți, da? Nici eu nu îl am pe Eler Black sau eu mai știu ce, da? Dar cam asta ar fi echipa. Este o echipă foarte bună după părerea mea, și dacă aveți caracterele astea o puteți forma în felul ăsta. Dar dacă nu, bineînțeles că mai puteți băga, dacă aveți pe LR Black ăsta, îl puteți băga pe LR Black, unde este? Scriem aici frumos Black. Și
Și îl vedem aici pe Eller Black, ok? Deci puteți să-l băgați aici pe Eller Black. Nu merge, nu-l bagă. Nu-l mai bagă. Ok, deci puteți să-l băgați pe Eller Black în locul lui Black ăsta. Și-l scoatem de aici. Și încercăm să-l băgăm pe Black. Merge acum? Merge acum, ok? Deci, puteți să-l băgați pe Black ăsta sau dacă nu-l aveți pe Vegeta ăsta Int, pe Blue Vegeta Int, puteți să-l scoateți, da? Îl scoate frumos și puteți să băgați oricare dintre Vegeta ăștia Blue. Scriem aici Vegeta. Hai să vedem ce Vegeta din ăștia avem. Deci avem Vegeta Blue Tech, ăsta n-ar fi tocmai cea mai bună variantă, dar puteți folosi pe acest Vegeta Blue STR sau ăsta IGL-ul, mi se pare că este și el foarte bun într-o echipă de genul ăsta. Hai să vedem dacă mai avem alți Vegeta din ăștia. Nu mai este ok, deci altă variantă ar fi Vegeta ăsta STR sau AGL sau Physical sau ăsta Tech-ul, da? Deci oricare Vegeta din ăștia dacă îi aveți. Dacă n-aveți Zamasu, puteți băga, ce să zic, ce mai puteți băga? Puteți băga un Whis, exemplu, da? Tech Whis foarte, foarte bun, sau puteți folosi acest AGL Whis, Whis pentru că vă încarcă viața odată pe bătălie. Puteți folosi iar Int Whis-ul ăsta, da? La fel, foarte bun, foarte bun și el. Sau, de ce nu, putem folosi un Beerus. Da, putem folosi un Beerus, de preferat ăsta STR, dacă îl aveți. Dacă nu, este bun și Tech-ul, ok? Apoi, ce mai avem aici pe la Zei? Beerus avem, Whis. Nu vorbesc de ceilalți care mai sunt pe acolo prin categorie, pentru că nu sunt bun deloc. Vreau să vă arăt cărțile care sunt cât de cât bune, se merită să le folosiți în echipa asta. Ce ar mai fi din Zei. Deci Eller Black l-am avut, da, vi l-am arătat. Deci cam ăștia ar fi toate posibilitățile, cred. Dar cea mai bună variantă ar fi asta pe care am făcut eu, dar în locul lui Eller Black-ul ăla acolo îl avem pe Physical Black, pentru că mi se pare o carte mai ușor de obținut decât acest Eller Black, dar dacă l-aveți, de ce nu, da, băgați în echipă neapărat. Nu pot, din păcate, să vă arăt aici pe grafic linkurile și așa mai departe, pentru că sare cumva imaginea ciudat, deci nu pot nici să mut. Nu pot să mut cărțile pe aici, nu știu ce dracu are. Uitați-vă cum sare imaginea. Sare imaginea pe aici, deci nu pot să vă arăt link-urile și toate astea, dar credeți-mă pe cuvânt, este o echipă foarte bună dacă formați o echipă de genul ăsta. Și cam asta ar fi posibilitățile din categoria asta. Sunt posibilități destul de bune și variante foarte bune. Eu zic că se poate construi o echipă extrem de bună și mai ales în momentul când acest Ultra Instinct Goku va primi un Dokkan Awakening,
Oh, oh boy. O să fie foarte, foarte mișto echipa asta. Mai ales datorită acelui Vegito Blue de acolo, acelui Rosé care lovește extraordinar de tare, foarte șmecheră carte pe care nu o am pe japonez, culmea, dar o am pe global și mi-ar fi foarte folositoră Ultra Instinct Goku ăsta. La fel acel Beerus Esther, mama, lovește foarte tare când îi se activează pasiva, dar chestia e că nu se activează tot timpul. Ce mai avem pe acolo? Zamasu, la fel merge Zamasu, lovește și el foarte, foarte tare. Acel Black, la fel, depinde dacă aveți ceva prin dub system, da? Dar echipa este foarte, foarte bună. Aș vrea să fac un showcase la echipa asta, dar pe japonez nu am Rosé, nu am Black, deci nu prea am caractere extreme, n-am Zamasu. Ok, și din câte am încercat pe acolo, nu pot forma o echipă extrem de bună, dar dacă reușesc să le iau pe global, probabil o să facem aici un showcase al acestei echipe, pentru că aici am mai multe caractere din ăștia, nu l-am pe blue, dar asta este. poate luăm pe bannerul ăsta. Da, deci cam asta ar fi team building-ul și toate informațiile despre Ultra Instinct Goku ăsta, da, cum să-i puteți farma super atacul, cum să luați tichetele acelea gratis pentru mai multe șanse de a lua SSR și așa mai departe. Asta a fost pentru azi, am fost Cocudor, v-am lăsat cu bine și pe data viitoare. Bye guys!